Țările europene au raportat o înmulțire considerabilă a cazurilor de tuse convulsivă în 2023 și în primele trei luni din 2024. Numărul cazurilor identificate a fost de 10 ori mai mare comparativ cu fiecare dintre cei doi ani anteriori. În total au fost raportate aproape 60.000 de cazuri de către țările din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European între ianuarie 2023 și aprilie 2024, a anunțat miercuri Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. În cadrul epidemiei au fost înregistrate 19 decese, 11 la sugar și 8 la adulții vârstnici, a precizat agenția. Tusea convulsivă, cunoscută și sub numele de pertussis, este o infecție bacteriană care afectează plămânii și căile respiratorii și este endemică în Europa. Această problemă de sănătate poate fi deosebit de periculoasă pentru copiii mici și persoanele vârstnice. Epidemii mai extinse de tuse convulsivă sunt așteptate la fiecare 3-5 ani, potrivit ECDC, chiar și în țările cu rate indicate de vaccinare, cu toate că o ușoară reducere a imunizării în timpul pandemiei de COVID-19 ar fi putut reprezenta un factor de creștere. Circulația tusei convulsive a fost de asemenea deosebit de redusă în timpul pandemiei și a restricțiilor de circulație asociate, ceea ce face ca această creștere să pară mai mare. Chiar și așa, cifrele sunt ridicate comparativ cu anii precedenți. În primele trei luni ale anului 2024 au fost înregistrate deja la fel de multe cazuri ca într-un an mediu între 2012 și 2019. Agenția a remarcat că o mare parte din populație a ratat creșterea naturală a imunității împotriva tusei convulsive, deoarece nu a fost expusă la aceasta pe durata pandemiei. Copiii cu vârsta sub 6 luni sunt deosebit de expuși riscului de infecție. Majoritatea statelor europene imunizează în mod obișnuit copiii împotriva tusei convulsive și multe dintre ele vaccinează de asemenea femeile însărcinate pentru a-i proteja pe sugari. ECDC a precizat că unele țări ar putea lua în considerare posibilitatea de a administra rapeluri și copiilor mai mari și adulților, în condițiile în care imunitatea poate să scadă, relatează știrile proteve.ro.